Niciodată nu am fost bogat. Mereu mă îmbrăcam cu haine ieftine sau de multe ori purtate. Niciodată nu am avut camera mea. Mereu a fost nevoie să o împar cu unul din frații mei mai mari. De multe ori auzeam cum se plâng că nu avem curent și că trebuie să ne facem temele la lumina unei lumânări. Niciodată nu mâncam îndeajuns, pentru că eram foarte mulți, fiecare masă fiind o luptă pentru mâncare. Nu spun că am rămas înfometat, dar mai multă mâncare nu strică. Vin într-o familie cu 15 copii și o mamă, 3 dintre ei fiind deja plecați. Draga noastră mamă este o femeie uimitoare care face tot posibilul să ne crească cum trebuie și trebuie să recunosc, până acum a făcut o treabă foarte bună. În schimb, niciodată nu mi-am cunoscut tatăl. De fapt, nici nu știu cine este. Mulți dintre noi nu ne știm tatăl, deoarece majoritatea avem unul diferit. Explicația mamei este aceea că niciodată nu a putut ține un bărbat aproape, căci de fiecare dată când aflau de sarcină, aceștia o părăseau. 3 din frații mei, 2 frați și o soră, s-au mutat deja și se descurcă foarte bine. Fratele cel mai mare, Bogdan, lucrează în publicitate. Nu-l mai văd deloc pe acasă, dar ne bucurăm că o duce bine. De când au plecat ei, lucrurile prin casă au devenit mai ușoare. Ne rămâne mai multă mâncare, avem mai mulți bani, mai ales că cei mai mari dintre noi și-au găsit locuri de muncă. Cei mai mici sunt eu și Luiza, ea fiind în ultimul an de liceu, iar eu în școala primară. De fel, sunt pasionat de istorie, așa că nu de puține ori vizitez biblioteca orașului. Sunt fascinat de lucrurile petrecute în trecut, de personalități celebre și de miturile populare din acea perioadă. Într-o zi, după ce am terminat orele, m-am îndreptat către bibliotecă. Mă gândeam să încerc ceva diferit. Voiam o carte care să mă țină treaz noaptea, mai ales că era vineri și nu aveam altceva de făcut, desigur. Odată ajuns, am dat peste doamna Miriam, bibliotecara, care îmi cunoștea pofta pentru cunoaștere. După salutul formal, i-am destăinuit că aș dori o carte mai specială, poate chiar o recomandare. S-a uitat timp de 3 secunde la mine și mi-a zis: "Urmează-mă." Zis și făcut, am ajuns în fața unei uși pe care scria de bara. Mi-a zis să aștept afară, în timp ce dânsa a intrat. După nici 4 minute, aceasta apare ținând în mână o carte cu un aspect vechi, prăfuită, dar într-o stare destul de bună. Această carte face parte dintr-o colecție specială. Din păcate nu ți-o pot da acasă, dar pentru că ești un băiat care merită, te voi lăsa să o citești aici. Dar te rog, nu o rupe, altfel vom avea amândoi probleme. Am dat din cap aprobator, apoi am luat cartea și m-am așezat la o masă. Eram curios, ce poate fi atât de specială această carte încât să-mi fie recomandată de doamna Miriam? Creaturile timpului. Acesta era titlul cu care am fost întâmpinat. Am deschis-o și m-am pus pe citit. După câteva pagini bune, am realizat că era vorba despre diferite mituri și legende din diferite părți ale lumii, despre creaturi ce trăiau printre oameni. Când timpul se scurgea, am decis să citesc în mare parte ce mă atrăgea, așa că am răsfoit cartea. M-am oprit la pagina 44, unde era o poză cu draga mea mamă. Știu ce o să ziceți, poate era doar o coincidență, oamenii mai seamănă între ei, dar nu. Chiar ea era. Saelim. Sunt creaturi ce trăiesc printre oameni, arătând ca aceștia și trăind pentru a se înmulți. Saelim sunt creaturi deștepte ce se înmulțesc cu bărbații umani, scopul lor fiind în a da nașterea multor copii. După actul de împerechere, acestea își mănâncă partenerul. Pe parcursul vieții, acestea se împerechează cu mai mulți bărbați, asta explicând numărul exagerat de urmași. Din fire, Saelim sunt creaturi ce pot seduce mintea bărbatului, ce pot manipula doar cu simplă privire. Scopul acestora fiind să populeze pământul, ne lăsând un om în viață. Din păcate, chiar înainte să citesc mai multe detalii, doamna Miriam vine la mine și îmi spune că trebuie să pună cartea la loc. Am închis cartea, am înapoiat-o și am mulțumit. În drumul spre casă am fost năpătit de gânduri. Descrierea ei se potrivea mamei. Poate asta explică de ce am atâția frați și de ce nu mi-am cunoscut tatăl. După masa de seară, am luat decizia să-mi întreb mama dacă știe ceva de acești Saelim. Am așteptat ca bucătăria să se golească, în aceasta fiind doar ea care spăla vasele. Hei, mamă? Bună, scumpule, ce s-a întâmplat? Pare abătut. Simțeam cum în interiorul meu se duce o luptă a curiozității și a îndoielii,
dar mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o: da, știi ceva de Sailim? Expresia feței parcă a împietrit pentru o secundă, după care și-a revenit și mi-a zis: nu știu despre ce vorbești, dar de unde ai auzit asta? Doar întrebam, oricum nu este important. Dacă nu este important, nu ar mai trebui să te gândești la asta. Momentul în care m-a luat în brațe și m-a salutat pe obraz, eram atât de împăcat, îmi luasem o piatră de pe inimă. Țin minte că în acea seară am dormit ca un copil, având un somn foarte liniștit. În schimb, ziua următoare a fost ca o furtună pentru mine, întrebările alergându-mi prin cap, negăsind liniștea. Dacă m-a păcălit, oare știu cu adevărat ce am aflat? Și dacă este adevărat, sunt și eu astfel de creatură?